Bine v-am regăsit la Info Capital. Iată principalele titluri ale ediției. Echipajele de paramedici și pompieri de la detașamentul din Deva au fost alertate în urma unui apel prin numărul unic de urgență 112, apel care sesiza producerea unui act suicidal în blocul 17 situat pe bulevardul Nicolae Bălcescu din municipiul Deva. Protest la minus 12 grade Celsius. În ciuda temperaturilor scăzute din această perioadă, un bărbat din municipiul Lupeni a ales să protesteze. Prevederile legale privind deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment specifice sărbătorilor de iarnă trebuie respectate. Acest lucru a fost adus la cunoștința publicului larg de către reprezentanții Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara. Petardele și artificiile atrag sancțiuni în școlile hunedorene. Introducerea în unitățile de învățământ a obiectelor pirotehnice este strict interzisă atât elevilor cât și pentru personalul didactic. Cantina socială va avea un program special de sărbători. Aceasta se va închide în data de 18 decembrie și se va deschide abia pe 6 ianuarie 2014. Oportunități pentru tineri. Începând cu ora 15, mai mulți studenți și cadre didactice au participat la o conferință internațională care s-a organizat în municipiul Petroșani. Și acum știrile pe larg. S-a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn. Un tânăr în vârstă de 21 de ani din Deva a decis să-și pună capăt zilelor. Sosiți la locul incidentului, medici de la Serviciul Județean de Ambulanță au declarat decesul bărbatului. Echipele de intervenție ajunse în doar câteva minute la fața locului au constatat că în pasajul de trecere din casa scării a unui bloc turn se afla un bărbat care prezenta traumatisme grave generate de căderea de la înălțime. Am fost solicitat să intervenim la o persoană care s-a aruncat de la etajul 7 sau 8 al unui bloc turn în iluminator. La ajungerea echipajului la fața locului nu s-a mai putut face nimic deoarece persoana era decedată de aproximativ 2 ore, prezenta și pete cadaverice. La fața locului s-au deplasat și reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara. În urma cercetărilor a fost identificată victima, este vorba despre un tânăr în vârstă de 21 de ani din municipiul Deva, nu locuia în blocul în care a survenit moartea acestuia. Urmează să se efectua necropsia cadavrului pentru a se stabili cu exactitate cauza morții, dar din primele date nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni. S-ar părea că bărbatul a recurs la un act suicidal, aruncându-se de la un etaj superior al blocului turn. În cădere a fost fisurată o țeavă de gaz metan, a fost oprit temporar furnizarea gazului metan pe scara respectivă. Urmează ca ai mei colegi să stabilească cu exactitate motivele care l-au determinat pe tânăr să recurgă la acest gest. Pompierii de Veni au luat măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la țeava de gaz fisurată în urma impactului cu trupul bărbatului. De asemenea, pompierii au solicitat și asistența echipajelor de intervenție ale societății de distribuție a gazului, care s-au deplasat operativ și au realizat întreruperea alimentării cu metan a blocului. În urma necropsiei, medicii legiști vor stabili cauzele producerii tragicului eveniment. Protest pe timp de iarnă. Cu pancarta pe umăr, un bărbat de 58 de ani și-a arătat nemulțumirile față de modul în care guvernanții aleși conduc țara. În primele două zile, bărbatul a protestat împotriva primarului Cornel Resmeriță, deoarece edilul a refuzat să-i dea aviz favorabil pentru organizarea acestui protest. Dumnealui a făcut o cerere spre mine să-i aprob un protest de 7 zile sau 9 zile, nu mai rețin exact, dar 7 sau 9 zile a fost vorba. Eu nu am semnat protestul respectiv și cred eu că am în continuare am dreptate, fiindcă uitați, azi dimineața au fost minus 12 grade, eu nu pot să semnez la cineva sentința de a se îmbolnăvi. În ciuda faptului că omul are dreptul să protesteze, eu nu spun că nu are dreptul să protesteze, dar nici nu pot să-l trimit eu ca primar să trimit un cetățean să se îmbolnăvească forțat. Nu pot să fac acest lucru, de aceea nu i-am semnat cererea respectivă și nici nu o să eu semnez. În schimb, nimeni nu-l oprește pe bărbat să-și manifeste acțiunea de protest. Din acest motiv, lupeneanul va protesta timp de 7 zile, de această dată în fața cinematografului cultural din localitate, în fiecare zi abordând un subiect deranjant pentru el și pentru comunitate. 7 zile e puțin, într-adevăr, că pentru câte probleme are țara, poate n-ajunge o lună, două, trei, cine știe cât timp trebuie, dar
Am vrut să punctez cam cele mai grave probleme pe care le consider eu grave. Pentru faptul că în țara asta, nu știu, prea puține lucruri merg bine și nimeni nu ia atitudine. Și de-aia s-au adunat cu timpul. Și asta încerc să fac, să retrezesc puțin cetățenii români la spiritul civic, patriotic, și de asta ne cam bate joc în ultima vreme. Patriotismul, sistemul de sănătate și învățământul din România sunt doar trei dintre subiectele abordate de bărbat. Vorbeam despre patriotism. Mi se pare un subiect cam lăsat, dat la o parte în ultima perioadă, ba chiar luat în bătaie de joc. Mie mi se pare că e un lucru minunat să simți ceva pentru locul natal, pentru țara în care te-ai născut. Încă ne mai uităm pe la televizor și lăcrimăm când se intonează imnul țării, când câștigă un sportiv o medalie de aur. Ne doare când vedem parlamentarii de-ai noștri în Parlamentul Europei cum ne denigrează și ne fac de tot râsul. Protestatarul a ales să protesteze în municipiul Lupeni și nu în capitală, deoarece consideră că acolo nimeni nu l-ar fi ascultat. Pentru mine exemple sunt clare, de acolo pleacă tot rău. De sus pleacă tot rău în țara asta. Cei de prin orașe mai mici, așa cum e și Lupeni, nu se lovesc de probleme chiar atât de grave cum sunt cele de pe acolo, dar sunt și bătrân, acum mai sunt și bolnav, nici nu-mi permit financiar să mă plimb prin București. Eu zic că dacă fiecare am luat atitudine acolo unde suntem, pe plan local, am avea ceva șanse să se mai schimbe câte ceva în țara asta. Deși este un singur om care protestează și este conștient că nu poate rezolva mare lucru, bărbatul nu renunță să stea în frig la minus 12 grade și să-și spună oful. 9 locații din județul Hunedoara au fost percheziționate în cadrul unei acțiuni a BCC Alba într-un dosar de contrabandă cu bijuterii din aur. În dosarul supravegheat de procurorii DIICOT au fost efectuate în total în mai multe județe din țară 225 de percheziții. În județul Hunedoara au avut loc 9 percheziții, fiind vizate 3 persoane. Una dintre percheziții a avut loc la o bijuterie din municipiul Petroșani. Alte două au fost în orașul Hațec, dar și în municipiul Alba. Procurorii DIICOT Alba, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă, au efectuat 225 percheziții domiciliare pe raza mai multor județe pentru destructurarea unei grupări infracționale organizate, formată din 91 de persoane, specializată în săvârșirea de infracțiuni de contrabandă și comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării fără a fi marcate. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2013, pe raza județului Constanța s-a constituit o grupare infracțională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. Această grupare a fost constituită la inițiativa învinuitului BS, cetățean turc, care deținea o firmă de transport internațional de persoane cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât și pe alte rute internaționale. Necesitatea constituirii grupării a rezultat din intenția infracțională a unor mari vânzători de bijuterii din aur din România și Europa de a primi și mai apoi vinde, fără a plăti taxe vamale și accize, dar nici TVA și impozit pe profit, cantități foarte mari de bijuterii din aur. Comercializarea bijuteriilor nedeclarate și neînregistrate se făcea prin magazinele deținute de mai multe societăți comerciale din România și alte țări din Europa. Activitatea grupării infracționale organizate se realiza pe două paliere. Bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei, aparținând învinuitului BS, pe bază de comandă făcută de diferiți bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în țară, bijuteriile erau depozitate sau ascunse în spații special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuși care, folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce privește constituirea unor spații disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia și Macedonia, către diferite magazine de bijuterii și colectau sumele de bani aferente comenzilor.
Totodată, membrii grupării desfășurau și o activitate inversă de colectare a bijuteriilor declasate și de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contracost, iar în urma topirilor erau folosite în procesul de producție de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci și pe teritoriul altor state, precum Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria sau Germania. Anchetatorii au reușit să ridice până la acest moment aproximativ 60 de kilograme de bijuterii din aur. Deși există o sentință dată de judecătorii de la Petroșani, reprezentanții administrației publice de la Lupeni nu au achitat nici până în prezent datoriile către firma ce a executat lucrări în stațiunea Straja. Primăria Lupeni poate fi executată silit de către Acomin. Executarea silită a fost admisă de judecătoria Petroșani încă de luna trecută. Reprezentanții societății nu doresc ca primăriile să intre în faliment și dau vina pe situația creată pe Ministerul de Resort. Acomin are de încasat de la Primăria Lupeni aproximativ 14 milioane de lei pentru lucrările executate în Straja, dar neachitate. Reprezentanții primăriei susțin că vor face tot posibilul ca aceste nereguli să fie remediate în cel mai scurt timp. Este normal să fie și pe bună dreptate societatea care a făcut o parte din lucrările din Straja s-a îndreptat în instanță pentru a putea fi plătită pe lucrările care le-au executat. Nu pot să comentez acest lucru și mai mult de atât, o hotărâre judecătorească nu se poate comenta. Singurul lucru pe care eu îl pot face este să urgentez și să fac în așa fel să se plătească cât mai repede lucrările care s-au făcut în domeniul schiabil Straja. Totuși, societatea se va ocupa de întreținerea telegondolei și în acest an, iar dacă rămâne profit din administrarea acesteia, banii vor merge către firmă în contul datoriilor pe care le are de recuperat de la municipalitate. Ca în fiecare an, sărbătorile de iarnă reprezintă o oportunitate de a face bani atât pentru firme cât și pentru populație prin vânzarea de petarde și alte obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Este bine de știut că prevederile legislative sunt dure și îi sancționează aspru pe toți cei care nu le respectă. Polițiștii hunedoreni le-au prezentat cetățenilor cum pot fi găsite la tarabe și comercializate către publicul larg produsele pirotehnice, astfel încât să fie evitate evenimentele neplăcute în perioada sărbătorilor de iarnă. Articolele pirotehnice care sunt permise la vânzare la populație trebuie în primul rând să aibă inscripția în limba română de cu reguli de folosire, cu distanțe care trebuie respectate, și inclusiv vârsta. Mă repet încă o dată, vis-a-vis de vârsta minimă este de 16 ani. De la 16 ani în sus pot fi utilizate și folosite de către persoane cu respectarea regulilor și condițiilor de siguranță. În această perioadă, Poliția Hunedoreană desfășoară activități preventive pentru constatarea încălcării legislației în vigoare privind articolele pirotehnice, respectiv legea 126/1995. Până la acest moment există un dosar în lucru. S-au ridicat circa 15 kg de articole pirotehnice. Vizează o societate autorizată care nu avea drept de transport pentru astfel de articole. Din motive de ordine, securitate, siguranță publică și pentru protecția mediului, este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 și 4, a articolelor pirotehnice de scenă T1 și T2, precum și a altor articole pirotehnice din categoria P2. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 și P1 pot fi puse la dispoziția persoanelor cu vârsta peste 16 ani. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului. Orice operațiune cu articole pirotehnice efectuată fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an. Din fericire, în anii trecuți, polițiștii hunedoreni nu au avut parte de incidente în urma utilizării articolelor pirotehnice, respectiv răniri sau accidentări. Sancțiuni pentru utilizarea materialelor pirotehnice. Elevii hunedoreni din învățământul preuniversitar de stat care vor aduce la școală artificii sau petarde riscă să le fie scăzută nota la purtare sau chiar să fie exmatriculați.
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar obiectele pirotehnice au devenit și ele pentru hunedoreni un fel de tradiție. Asta deoarece în fiecare an zeci de petarde și artificii sunt vândute în număr mare. Zeci de tineri, în mod special elevii, sunt tentați de aceste obiecte, chiar dacă le pot pune la un moment dat viața în pericol. Pentru evitarea accidentelor și pentru ca elevii să fie în siguranță la școală, toți directorii unităților școlare din județ au interzis introducerea în incinta instituțiilor a petardelor și artificiilor. Eu sper să nu aducă petarde copiii noștri la școală, deoarece la orele de dirigenție au fost anunțați. Doamnele și domnii diriginți le-au prelucrat acest lucru, că nu au voie să aducă în incinta școlii, nici măcar în curtea școlii, astfel de materiale care, până la urmă, sunt materiale explozive. Elevii hunedoreni au fost avertizați despre pericolul pe care îl pot produce materialele pirotehnice, iar dacă aceștia nu țin cont de avertismente, vor suferi sancțiuni. Noi periodic, să spunem așa, facem în rândul lor sondaje. Pe de altă parte, sunt verificate băile în curtea școlii, agentul de pază este cu ei în pauză și în cazul în care chiar vor fi astfel de situații, vom anunța agentul de poliție care răspunde de școala noastră. Și copiii vor avea nota scăzută la purtare în această situație. În județul Hunedoara nu s-au înregistrat până acum cazuri în care copiii să fie accidentați din cauza petardelor. Directorii unităților de învățământ au preferat să-și ia toate măsurile de precauție. La spitalul de urgență din Petroșani au fost înregistrate primele cazuri de fracturi provocate de alunecările pe gheață. Numărul pacienților care se accidentează este de circa 15 pe zi. Potrivit medicilor de la unitatea spitalicească din localitate, la o adresabilitate de 100%, un procent de circa 20% se internează pe secția de ortopedie, raportat la cei care cer sprijinul medicilor de la urgențe. N-am avut nici cazuri deosebit de grave, secundare traumatisme sau prin cădere la celălalt nivel, secundar al alunecușului sezonier. Da, au fost câteva fracturi de col femoral, fracturi de gambă, de gleznă, gleznopodale, fracturi de antebraț. Cele mai expuse riscului sunt persoanele de vârsta a treia, medicii susținând că este foarte important ca oamenii să țină cont de recomandările acestora pentru a evita accidentările. Tarea expunerii prelungite la frig, unul la mână, pentru decompensările anterioare, eu știu, pacienții cronici și pe lângă asta tulburile astea de instabilitate. Deci vârstnicii ar trebui să fie mult mai rațional, mult mai echilibrați în sensul de a se mobiliza pe timp neprielnic. De asemenea, încălțămintea joacă un rol important. Pe lângă faptul că temperatura este în continuă scădere, este recomandată purtarea unor încălțări adecvate cu o suprafață non-aderentă, fără tocuri sau talpă de piele. Perioada rece abia a început, însă medicii speră că adaptarea la condițiile de mediu și conduita mentală vor fi factori importanți care vor fi luați în considerare de populație. Pentru cei sărmani, masa de Crăciun și Revelion va fi servită mai devreme. Este vorba despre beneficiarii cantinei de ajutor social a primăriei, care vor avea parte în data de 18 decembrie de o surpriză. Cantina de ajutor social din municipiul Petroșani va avea un program special în preajma sărbătorilor. Astfel, din data de 18 decembrie, cantina va fi închisă deoarece angajații acesteia intră în concediu. Oamenii vor primi totuși atât hrană caldă cât și hrană rece pentru a avea ce pune pe masa de sărbători, deoarece vor primi o serie de alimente suficiente pentru toată această perioadă. Vom avea, pentru 3 zile vom avea hrană caldă, deci primele zile va fi hrană caldă și anume o să avem ciorbă de pasăre, friptură de porc cu piure, sarmale, fasole cu cârnați. Deci pentru 3 zile va fi hrană caldă, adică o să o încălzească acasă, dar nu sunt conserve, ca să zic așa. După care va veni perioada sărbătorilor și am primit deja meniul care îl vom avea de sărbători, va fi pâine, va fi cozonac, carne de porc, costița fumată, slănina fumată, pulpe de pui, parize și cremvoști 1 kg. Deci mai toate, tot ce v-am spus, sunt cantități în jur de 1 kg. Mai toate. Cantina socială se află în cartierul Colonie din municipiul Petroșani, în apropierea blocului de locuințe sociale. În acest moment sunt 147 de beneficiari la cantină.
Tinerii informați despre oportunitățile schimbului de experiență. În cadrul unei conferințe internaționale, câțiva studenți și cadre didactice au participat la o discuție despre oportunitățile pe care le au tinerii români dacă aplică pentru acest proiect. Biblioteca Universității Petroșani a fost gazda unei conferințe internaționale pe tema European Projects and Education – Mobility Opportunities for Students and Teachers. Conferința a fost organizată de Universitatea din Petroșani în parteneriat cu Centrul de Resurse Civile din Danemarca, Alianța Internațională de Dezvoltare din Bulgaria și Asociația Butterfly Dreamer. Chiar dacă reprezintă o oportunitate, mulți tineri sunt încă sceptici la ideea de a pleca în străinătate pe baza unor astfel de proiecte. Din păcate, tinerii nu prea știu foarte mult despre ce se întâmplă și atunci când se gândesc să meargă în străinătate, au foarte multe probleme. Există partea financiară, există șocul intercultural specific, dar și există și o lipsă de interes la nivel național, la noi, cel puțin la nivel de tineret, pentru aceste tipuri de burse. Pentru mine e greu de înțeles pentru că, cel puțin din punct de vedere financiar, Uniunea Europeană îți acordă stabilitate, ai transport, cazare, masă inclusă în aceste costuri. Și ca să beneficieze tinerii de aceste lucruri de care spuneți, ce trebuie să facă concret? Concret, intră pe internet, pagă pe prietenul nostru Google, Erasmus, de exemplu, bursa Erasmus. Există o aplicație de 3-4 pagini, care nu e foarte complicată, pur și simplu trebuie să descrie cam ce ar vrea să facă acolo, cât timp ar vrea să stea. Un lucru organizațional care ține, trebuie doar să fie atenți ca universitatea la care vor ei să meargă să fie partener Erasmus în cadrul Uniunii Europene. Dar nu e un procedeu care implică foarte multă birocrație, aplicația e una simplă, e foarte ușor de făcut. Scopul acestei conferințe a fost sprijinirea cetățenilor români în aplicarea și apărarea drepturilor privind crearea și dezvoltarea capacităților necesare unei participări civile eficiente, în formarea de politici prin crearea unei rețele și a unor parteneriate pe termen lung. Pentru Universitatea din Petroșani, această conferință reprezintă o oportunitate. Este extraordinar faptul că am realizat aceste demersuri. De fapt, această conferință este un rezultat concret a unor colaborări anterioare fructuoase între Universitatea din Petroșani și organizațiile partenere în acest proiect, iar la nivel academic este foarte important pentru dezvoltarea unor proiecte europene viitoare, pentru accesarea unor fonduri nerambursabile care să fie în beneficiu studenților Universității din Petroșani și a cadrelor didactice, pentru că trăim în această realitate contemporană și avem nevoie de informație și suntem într-o competiție globală, la urmă urmei, și trebuie să ne mobilizăm toate resursele pentru studenții noștri și pentru vizibilitatea acestei universități, pentru că există cadre didactice de valoare în această universitate și studenți valoroși. În urma acestei conferințe, toți cei prezenți au primit câte o diplomă care le atestă participarea. Iată acum principalele știri din sport. Bine v-am găsit la buletinul de sport din această seară. Un fost jucător al echipei de fotbal Minerul Lupeni din perioada 2005-2007, Nicușor Corneanu, a murit la vârsta de 33 de ani în urma unui tragic accident de mașină. În prezent, fostul jucător al Lupeniului lucra în Danemarca, fiind acasă la Calafat pentru a-și petrece sărbătorile de iarnă. Sportivii de la secția de tenis de masă de la Inter Petrila, antrenați de Dionisie Chiș, s-au întors cu rezultate bune de la competiția națională, turneul campionilor de la Brașov, unde au participat 321 de sportivi din întreaga țară. Cel mai bun rezultat, locul 9 la categoria Open, a fost obținut de juniorul Andrei Mustocea. Mijlocașul echipei campioane de toamnă Ligia 4 Hunedoara la fotbal, retezatul Hațeg, este și liderul golgheterilor în această serie județeană. Public a marcat 16 goluri în tur, devastându-i cu 2 goluri pe Sergiu Maier, Cese Vulcan, Silviu Boloș, retezatul Hațeg și Pisoiu Șoimă Băița. Printre cele 7 echipe de fotbal din seria, a doua ligii secunde la fotbal, care și-au schimbat antrenorul pe parcursul turului, este și fostul fotbalist de la Jiul și Minerul Lupeni, Tiberiu Cic. El antrenează în prezent echipa Olimpia Satu Mare, care ocupă locul 9.
să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 12 decembrie un curs al euro de 4,45 de bani, al dolarului american de 3,23 de bani, iar lira sterlin a fost cotată la 5,30 de bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,41 de bani, iar la vânzare de 4,45 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,22 de bani și se vinde cu 3,28 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,26 de bani, iar la vânzare de 5,35 de bani. Datele despre vreme vă sunt prezentate de Andreea Buga. Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi mai rece decât ar fi normal în această perioadă în nord-vest și centru, în timp ce în restul teritoriului regimul termic va fi apropiat de mediile multianuale a perioadei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a zilei în Moldova și în Dobrogea, dar mai ales și în Carpații Meridional și de Curbură, unde pe creste vântul va sufla tare cu peste 80-90 de km, spulberând zăpada deja depusă. În Valea Jiului vom avea o maximă de 0 grade Celsius, o minimă de minus 4, probabilitatea precipitațiilor va fi de 5%, iar vântul va sufla cu 5 km pe oră dinspre sud. Vineri, valorile termice se vor situa în general în limitele apropiate de normalul perioadei, mai ales la deal și la munte, unde acestea vor fi mai crescute, mai ușor, față de intervalul precedent. Dimineața și noaptea, în zonele joase de relief, se va semna la ceață local, în jumătatea de vest și pe spații mai restrânse în rest, izolat persistentă pe tot parcursul intervalului. Maxima de vineri din Valea Jiului va fi tot de 0 grade Celsius, minima de minus 3, iar probabilitatea precipitațiilor de 5%. Sâmbătă, valorile termice vor caracteriza o vreme apropiată de normalul perioadei, chiar ușor mai caldă la deal și la munte, dar și mai rece în centrul și nord-vestul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu unele nori ziua în extremitatea de est a țării, unde izolat vor fi condiții de ploaie slabă sau burniță. Maxima de sâmbătă va fi de minus 1 grad Celsius, minima de minus 4, iar probabilitatea precipitațiilor va fi de 5%. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară plăcută, pe curând! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri InfoCapital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.